Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt Paul Mateș. Iar aici în tângă mea este Melissa! Conduce! Ok, am pus frână. Frână! Vai că ai ochelari, Amza. Ce faci? Amza. Hei! Nu după masă bună, domnul să vă vine cu bine. Pa, bunica! Pa. Auzi, noi mergem în Prejmer. Duceți-vă unde vreți. Mergem să vedem cum conduce Melissa. O învață Paul. Da, ia cât are. 13 ani, dar are voie? Păi în poligon special. Pa. Pa, buni. Pa, buni. Și ridic ambreiajul. Puțin. Ăla din stânga. Tata, nu pot să fac așa ceva. Cum se pune frâna? În mijloc. Bravo! Bravo, hai că te-ai descurcat. De mână, pune pe liber, chide motorul. Și acum poți să-ți dai asta jos, da. Tata, ăsta e de draft. De drift. De drift, da. Nu știu cum să fac asta. Nu o să vezi să faci drifturi astăzi, dar o să înveți să conduci. Aici vezi, te-am adus într-un loc safe. Aici poți să intri în decor. Melissa nu știe că noi venim să o urmărim și să îi dăm notă. Și sper să aibă o surpriză plăcută, să nu fie prea neplăcută, pentru că ei când are o chestie de învățat, uite cum mă sună, ea când are o chestie de învățat, vrea să fie liniștită, știi, să nu fie urmărită de nimeni. Sunt mândră de tine, mi-ar fi plăcut ca eu la vârsta ta să pot să fac chestia asta. Ce faci tu acum cu tati, mi-ar fi plăcut mult. Gata, trebuie să închidem, hai. Trebuie să închidem, iubii, papa. Are lecții de condus, papa. Verifică că e pe liber. Am uitat deja. Asta așa vezi, că verifici că e pe liber. Am ales să mergem cu o mașină manuală, este vechiul nostru Volvo. O avem de foarte mulți ani, a rămas ca și mașină de rezervă. Și este cu cutie manuală. Dacă veneam cu mașina asta pe automată, foarte era frână. Doar accelerație, frână. Nu, trebuie să înveți să conduci manuală. Deci, dăm drumul la frâna de mână. Bun. Acum, verifică. Așa, pornește motorul. Cum făceam? Aici. Dă mai în față. Reglează-te. Ia, apasă pe ambreiaj să vedem că ești reglată bine. Care e ambreiajul? Ăla din stânga de tot. Așa, ajungi, da? Așa. Bun, deci apeși ambreiajul tot timpul până la fund. Și acum bagi anteia. Bagi anteia. Adică acolo. Încolo. Da, așa? Faci așa și în față. Așa. Exact. Deschidem telefonul aici. Dă-i. Și acum ridici ușor și apeși puțin accelerația. O să accelerația? Da. Da. Aia e, da. Ok. Ușor. Ba da. Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică, haide! Vezi că dai drumul, poate dai drumul din greșeală la accelerare. Nu faci accident, n-ai unde, că-i câmp. Ce se întâmplă? Melissa, asta este o pistă exact pentru învăța să conduci. E o pistă de drifturi. Păi poți să faci și nebunii, dar poți să înveți să conduci și frumos. Haide, așa, dă-i, ridică ușor până face bu. Așa. Și acum accelerația ușor. Așa. Nu apăsa. Da, ce face David? Că mi-o bagă în creier. Nu-ți bagă nimic. Lasă, dă drumul la ambreiaj complet. Așa? Da. Așa. Acum, apeși frumos, gata, mergi tu. Așa, bine. Dar accelerația nu face. Costat. Așa, ține gura așa. Lasă-mă că mă concentrez. Ține mâinile pe volan. Băi, înveți. Asta înveți acum. Ia uite-o pe scarle. Poți să scoți jaloane? Nu, vezi că dai pe jaloane. Dai în stânga jaloanelor. Scarlet, cum a fost? Fain. Ai fugit peste tot. Da. Te-a văzut? Ce? Te-a văzut? Da, l-am văzut. Da? Da. Ai văzut unde e? Da. Unde e Mel? Ia-te cum conduce, da.
Wow, cam bruschează un pic mașina. Ce cam așa, buc. Stânga. Cum adică? Adică să mergem să facem ușor, curba ușor, aia? Așa, da, ușor, așa, da. Pasă ușor pe accelerație, ușor. Ușor, ușor, gata, le-ai ocolit. Și acum ia curba. Așa, bun. Ești mai în față. De ușor, deci cum stai? Înainte, înainte, după drum, ține drum, că n-ai urmă. Te-a murit motorul, mama? Cum e? Da, dar am pornit din prima, e prima oară când îi moare motorul. Nu pot să cred ce repede ai învățat. Felicitări, vita mea! It's about to go down. Ok, gata pentru tura a doua? Bagată ea, așa. Hai, încă o dată, încă o dată, încă o dată. Așa, hai, ușor. Dei. Așa. Uhu! Ai. Uite, uți se împletici mâinile. Nu împletici mâinile? Da. Nu e să cred că merg cu fetița mea. Bravo. Ambreiaj? Ambreiaj și frână. Okay. Ambreiaj. Ambreiaj, puțin frână. De frână. Așa, smooth. Accelerezi puțin mai tare. Da. Apeși ambreiajul după ce ai accelerat și tragi dintre a întâia între a doua. La fel ca plecarea de pe loc. Adică, și după aia... Stai. Poți să încerc acum? Da. Să... Okay, după exemplu, din a întâia merg ru, așa? Exact, da. Dar nu tragi așa ca... tragi finuț, da? Hai Melisa! Nu te uita la pedale, te uiți în față, pe da. picioarele merg singure, picioarele din cap le controlezi, nu cu ochii. Da? Sunt acum. Știam eu. Ok, să facem din nou, da? Din nou, da. Acum, ridici ambreiajul ușor. Da. Acum, apasă ambreiajul. A doua. Așa, ridic ambreiajul. Mergi cu a doua, gata, mergi cu a doua. Aie, bravo! Stai, încă puțin poți să mergi, acum, așa, frână cu piciorul, da, ușor, frână ușor, așa, și acum ridici ambreiajul și ea s-a băgat în apă. Asta e frâna de motor, gata, înțelegi, și acum merge noua cu a întâia. Următoarea tură, o să mergem cu a doua tot circuitul. Ba da! Hai Melisa! Tata, e prea complicat. Cum să fie complicat, tata? Eu deja umblu pe aici, uite, mi-a căzut o piesă de la mașină. Veche, da? Dar eu deja am încredere în tine că poți. Iată ce frumos merg. Da, frumos. Acum tu ai putea să schimbi a doua normal. Vezi că se aude motorul. Da? Așa și puțin. Frână. Așa. De jos geamul. Oh. Nici ăla, ăla. Mai acolo, stație de autobuz, dacă se poate. Vreau să vă mulțumesc că nu m-ați călcat. Apreciez plăcere, am încercat. Gata? Nu te stresezi. Aici poate să nu moară motorul. Ok, dăm puțin mai tare. Și a doua. Apasă ambreiajul. Apasă și apoi. Așa. Oh my gosh. Ridic ambreiajul. Așa, nu apăsa accelerația tare. Da? Stai ușor, ușor. Și acum aici vom merge doar cu a doua, tata. Ok? Și mai eu zic, tu frânezi. Merge mai frumos. Exact, vezi? Cu a doua merge mai frumos. E mai greu. E mai rotund. Și poți să mergi destul de încetuț, a întâia noi, pentru plecare. Ok, am pus frână. Frână. Tu mai făceam intru. David, cum ești? Sănătos? Da, încă. Merge. Noi suntem la Preșmer Circuit. Costi, mulțumim frumos că ne-ai lăsat să învățăm și să exersăm. Melisa este foarte bucuroasă. Mm-hmm. Ai făcut-o fericită. Take off. E pe mașină? Da. Deci. Dă-i! Merg cu a doua acum. Asta e, ia uite. Nu încălăci mâinile? Da, exact. Ia uite. Opa. Tu vezi că eu nici nu mă mai uit la tine, Melisa. Nu mă uit, deja știi să mergi singură. Bravo! Aia e!
Gata, ieșim de pe... Te-am adus până. Ieșim de pe proprietatea privată și pentru traseul ăsta ai nevoie de permis. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Melissa, nu ești un mare like. Ai învățat să conduci, ai schimbat a întâia, a doua, după aia înapoi într-a întâia. Foarte fain, felicitări. Sunt foarte mândru de tine, te-ai descurcat extraordinar. Cam atât a fost, noi o să plecăm, să ne întâlnim cu Sara și cu Scarlett. Ne vedem curând la un nou vlog, da? Ne sorsăm, pa, pa! Ne vedem pe volanturi! Am glumit.